Este petrecere mare la Buzău, unde și-a deschis porțile cel mai mare bâlci din țară, dar și cel mai longeviv. Târgul Drăgaica îi va ține pe buzoieni tot într-o distracție pentru următoarele două săptămâni. Cu mic, cu mare, sute de oameni au venit să petreacă la bâlci încă de la primele ore. Porumbul fiert, gogoșile și vata de zahăr sunt nelipsite din mâinile vizitatorilor. Terasele învăluite în fumul grătarelor produc munți de mititei și pastramă, cât să sature zeci de mușterii. La Drăgaica sunt zeci de meșteri populari, comercianți cu articole din piele, dar și renumiții cojocari. Zona centrală este ocupată de tiribombe și comedii, care mai de care mai amețitoare și mai colorate. Nu lipsesc tirul cu pușca și aparatele de măsurat forța pumnilor. Tinerii curajoși au parte de senzații tari în mașinăriile concepute special pentru iubitorii de adrenalină. Alții, mai în vârstă, par să se distreze doar privind de pe margine. Ediția de anul acesta a Drăgăicii se anunță a fi una de real succes, având în vedere interesul din ce în ce mai mare manifestat de buzoieni. Este cea mai specială ediție de până acum, a 240-a. Sper să fim la înălțimea acestei cifre, pentru că anul ăsta dorim să fie cu totul și cu totul ceva special. Solicitările, având în vedere că anul trecut s-au întâmplat multe lucruri bune, au fost solicitări de 3 ori mai mari decât putem avea capacitate, avem capacitate în acest moment. Și pe meșteri populari și pe cei care solicitau elemente de astea, echipamente pentru distracții, celor care fac comerț inclusiv cu produse tradiționale. Vizitatorii au venit încă din prima zi să vadă Drăgaica din 2018. Sâmbătă, publicul a fost invitat să urmărească pe un ecran uriaș meciul susținut de Simona Halep, în finala de la Roland Garros. Dacă în prima zi câteva sute au vizitat târgul, deja duminică, numărul vizitatorilor a fost unul extrem de ridicat. Foarte frumoasă, mai ales că anul acesta a fost ceva deosebit, s-a făcut deschiderea aici la Drăgaica, dar a pornit din centrul orașului și cu parada costumului popular. A fost foarte frumos. I-am însoțit așa pe parcursul drumului până aici, m-a impresionat costumele și mai ales cei mici, cum erau îmbrăcați și au rezistat așa cu stoicism, au venit până aici. Și e ceva deosebit și ne place că se menține tradiția. Foarte frumoasă! Domnul primar foarte frumos, publicul frumos. Ce vă place așa, cel mai mult? Tot ne place, tot, pardon. Tot ne place, dar nu prea sunt bani să cumpărăm și noi câte ceva. Dar în rest e frumos. E mai frumos față de anii trecuți? E mai frumos, da. Mi se pare așa mai deosebit la ediția de anul. Felul cum a asfaltat, a făcut foarte frumos și ceea ce face pentru tot orașul. Gaica e ceva mai frumos decât anul trecut. Mai frumos decât anul trecut. Așa că să vedeți. Da. Timp de două săptămâni, zeci de artiști consacrați urmează să evolueze pe scena special amenajată în târg. Tot în cadrul Drăgăicii, în weekendul 16-17 iunie, va avea loc o nouă ediție a festivalului Benone Sinulescu. Buzău este un oraș deschis și pentru distracție, peste 200 de artiști și pentru a face acest eveniment și mai special, ediția a doua a Festivalului Național. Festival concurs Benone Sinulescu se va ține tot aici pe 17 și pe 18 iunie, când de asemenea vom avea cei mai mari artiști ai muzicii populare românești, atât din România cât și din Republica Moldova, din Ucraina, din Serbia, Republica Moldova, am spus-o astfel încât să alături de tinerii care vor câștiga concursurile pe categoriile de vârstă respective, să arătăm buzoienilor că tradiția este importantă și să avem un cult pentru trecutul, pentru obiceiurile și pentru tradițiile noastre. Toți copiii și elevii vor putea intra gratuit la ediția de anul acesta a Drăgăicii, iar adulții plătesc 2 lei pentru un bilet.